Te blocăm, să zic așa. Începe un nou mandat, un nou consiliu local. Ce gânduri, sentimente vă trec în aceste momente? A fost printre cei care au candidat la alegerile locale. Consiliul local nou ales astăzi și-a intrat în atribuțiune împreună cu primarul ales. N-am fost printre cei care au câștigat, să spun, mandatele. Nu sunt primar, este George Scripcaru. I-am urat astăzi succes, l-am urat succes și consilierilor locali să facă treabă pentru comunitate, pentru Brașov, și sunt convins că așa vor face. Sunt îndeplinite toate condițiile, că așa cum am văzut și aici, apelul la unitate, la construcție e binevenit în condițiile în care a fost o campanie electorală tumultoasă, cu atacuri la persoană chiar și câteodată care a exces cumva în limitelor bunului simț. Dar concluzia este că, sigur, dincolo de faptul că nu sunt prezent, da, e totul, zic eu, în regulă. Veți candida pentru Parlamentul României. Cum vă gândiți să ajutați municipiul și județul Brașov din acea postură? Candidez din partea partidului SOS România la funcția de deputat, da, în circumscripția Brașov. Este o continuare logică a proiectului meu politic. Practic sunt în aceeași zonă politică. Sunt același om cu dorința de a face bine, de a pune umărul pentru dezvoltarea comunității, atât cât mă pricep eu și atâta la câtă experiență am acumulat de-a lungul mandatelor trecute. Eu sper ca cetățenii municipiului Brașov să ne acorde și să ne acorde încrederea celor care candidăm de la SOS România, să avem un rezultat bun și să putem pune umărul pentru dezvoltarea comunității. Din punctul acesta de vedere, sunt optimist și sunt hotărât ca să, așa cum spuneam, să continui proiectul politic și să pun umărul pentru dezvoltarea comunității.